o pungă cu cadou, o pungă reciclabilă, o folosim la cumpărături, toți cei care o vor primi, și un ceas inteligent. Voi și așa sunteți inteligenți, însă te rog frumos să avem grijă cum să-l reciclăm. Da? Să nu-l aruncăm în tomberon. Îți mulțumim, Tatiana, foarte mult! 5 elevi de raionul Ștefan Vod au fost desemnați câștigătorii concursului național Redure, folosește, reciclează, un mediu curat pentru generațiile viitoare. Concursul a avut drept scop sensibilizarea societății privind problemele de mediu existente la nivel local și național, precum și creșterea gradului de conștientizare a importanței prevenirii, reducerii, sortării și reciclării deșeurilor. Vreau să vă spun cu certitudine că ne mândrim cu aceste rezultate frumoase ale competiției de desene, care au fost intitulată Redure, folosește, sau problemele de mediu din localitatea mea. Toate lucrările care au venit, am avut niște sentimente împărțite. De aici noi am văzut arta frumoasă care a fost redată prin pictură, prin diferite alte metode de creație, însă ne-a alarmat foarte mult că copiii noștri văd problemele existente, foarte mulți au pictat problemele ce țin de gestionare deșeurilor, plasticul a fost aproape că un toi, poluarea apelor, și aici vorbim și de Nistru care este aici și cât de mult într-adevăr este afectată și flora și fauna, și ceea ce îndemn care transmit copiii prin lucrările lor. Am avut și niște lucrări foarte triste, unde într-adevăr noi am văzut că de fapt planeta deja se sufocă, planeta nu mai poate răbda atâta poluare și copiii dau un îndemn, trebuie să facem ceva. Eu cred că acest îndemn este absolut pentru toți, pentru autorități, pentru noi ca și cetățeni, noi să devenim niște consumatori mai responsabili. Tatiana Oprea a luat locul întâi pentru desenul pe care l-a creat. Să promovăm reciclarea și să nu omorâm animalele, pentru că este foarte important pentru viitor. Și Anastasia Crețu s-a învrednicit cu premiul mare. Deci, la fel ți-i decernează același cadou și sperăm că în continuare vei crea și vei trăi într-un mediu mai sănătos. Doamna președintă, vă rog. Am desenat două lumi diferite, în care una este o parte din oameni cărora le pasă despre mediul în care trăiesc, iar în a doua parte am desenat suferința pe care o au oamenii cărora nu le pasă. Mai exact, în prima parte, unde partea pozitivă, am desenat anume Moldova, pentru că, din câte știm, Moldova este o țară destul de pozitivă, care îi pasă de mediul pe care îl are. Participanții au avut oportunitatea să-și ilustreze viziunea privind subiectele, problemele principale de mediu ale comunității, redus, sortează, refolosește, reciclează pentru un mediu mai curat. Factor negativ și un factor pozitiv, pentru care el face gunoi și la poluează apa și animale, face o daună pentru animale, în care animalii pot muri din cauza aceasta și... Cam este o mândrie că am participat în concursul acesta și am vrut să redeu ce că pământul nu este numai în deșeuri, el poate fi și verde și curat. Oamenii trebuie să fie mai respectuoși de ceea ce fac ei și trebuie să gândească înainte de ceea ce aruncă și trebuie să mai gândească că pământul tot este ca un suflet care tot are o durere care poate face daune pentru el. Republica Moldova ca o țară super mega verde. Ar fi foarte verde cu niște ape curate albastre. La etapa raională a lucrărilor au participat 23 de elevi din raionul Ștefan Vodă. Melina Boboc s-a ales cu locul 3. Liceu teoretic Ștefan Vodă, din oraș Ștefan Vodă, este un promotor al ecologiei. Avem și Clubul Tinerilor Ecologiști, care deja activează de mai bine de 7 ani și elevii noștri întotdeauna sunt gata să participe și să se implice la orice activitate de mediu. Lucrările au fost evaluate de către o comisie de concurs formată din reprezentanții autorităților de mediu teritoriale, direcțiilor raionale de învățământ, ONG-urilor de mediu și organizatorul concursului.